În județul Maramureș, din situația operativă înregistrată la nivelul structurilor de specialitate, se constată că furturile din locuințe se află pe un trend descendent, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Potrivit polițiștilor, chiar dacă numărul furturilor din locuințe este în scădere, cu 18,2% mai puține față de primele 5 luni ale anului trecut, siguranța locuinței trebuie să fie o preocupare continuă pentru fiecare dintre noi. Orice tip de furt atrage după sine nu doar pierderea materială, ci și un disconfort emoțional puternic. Polițiștii de prevenire sunt angrenați și astăzi în activități menite să conștientizeze cu privire la măsurile de precauție necesare pentru prevenirea acestui tip de infracțiune, potrivit IPJ Maramureș. De subliniat este faptul că locuințele cu măsuri vizibile de siguranță de cele mai multe ori sunt evitate de către hoți. Prin urmare, polițiștii recomandă oamenilor să fie vigilenți și să-și ia toate măsurile astfel încât să prevină victimizarea.